Liber la Ardei pe Stârmina. În urma unui accident care a avut loc vineri seară în acea zonă, un tir încărcat cu 10 tone de ardei a derapat într-o râpă adâncă de zeci de metri. Zona a fost împânzită de cutii pline de legume, iar cetățenii au profitat de această ocazie făcându-și stocul de ardei. Ce, domnule, luăm și noi tine și ardei de ăsta frumos, dar cu s-a spart, l-au rușit lumea în picioare. Da. Îl luăm și așa, îl spălăm frumos acolo, îl tocăm, băgăm la oală și mănâncă copiii. Ce să facem? Asta facem e. Ciorbă. Ciorbă, tocană, ciușcă. Ne cază unul noroc cu altea, nu? Da, normal. Ne rugărăm pentru el că n-a murit. Dar ne rugărăm și ne rugărăm și noi ardeiul de aici. Necazul unuia, norocul altuia. Știm cu toții faptul că românul este inventiv, iar un eveniment care putea fi o adevărată tragedie a fost transformat de către cetățeni într-un lucru pozitiv, și anume și-au făcut aprovizionarea cu ardei pentru câteva luni bune. Aceștia au venit zile la rând pentru a căra cu sacii legumele aflate în rupă, unii pentru consum propriu, alții pentru a da mai departe, legumele unele fiind în stare perfectă, altele direct tocate în urma impactului. Având în vedere faptul că marfa a fost abandonată de către proprietar, cetățenii au avut liber la ardei.